Momente de precipitare. Terenului absolut deloc. Corner pentru Dinamo. Vlad Munteanu așteaptă sprijin. Vlad Munteanu centrând. Lovitura de cap. Gol! Gol Dinamo! 3-3. Și cred că este un autogol uluitoare de scor. Era 3-1, v-am spus, prieteni, să nu ne grăbim. Dinamo egalează. Minutul 90. Cred că putem vorbi despre un autogol. Cred că Perendia a fost cel care a trimis în proprie poartă uluitoare răsturnare de situație. Haideți să vedem. Nu, cred că a fost totuși Dragoș Grigore. Noi vedem doar bucuria lui Vlad Munteanu. Greu de spus cine a marcat din acel buchet.